Scăpăm de carantină, dar nu și de restricții. De astăzi, cei care locuiesc în zone curată de infectare, peste 4 la 1.000 de locuitori, vor putea ieși din casă în weekend după ora 20 doar cu adeverință, iar magazinele se vor închide începând cu ora 18. Magazinele se închid de la ora 18 și intră în vigoare noi restricții de deplasare după ora 20, acolo unde rata de incidență depășește 7,5 la mii de locuitori toată săptămâna. În cazul în care rata de incidență este de 4 la mii de locuitori, restricțiile sunt doar pentru weekend. Un nou val de restricții lovește România, acolo unde incidența va fi peste 4 la mie în ultimele 14 zile, urmează ca în timpul weekendului și anume în timpul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, circulația să fie permisă până la ora 20 și nu până la ora 22, cum este în prezent. De asemenea, activitatea operatorilor economici se va încheia la ora 18. Chiar nu sunt de acord, mai ales în weekend, când deja vine căldura, Uh, am stat destul în casă pe perioada restricțiilor stricte și nu sunt de acord. Eu știu la ce mă aștept? Să vină să-mi spună să zidesc fereastra, nici să mai am voie să privesc pe fereastră cu noile restricții. Lasă-mă pe mine. eu nu spun că nu există virus. Deci nu pot să spun, dar chiar așa, nu cumva este o măsură de a închide gura oamenilor? Să dispară ăștia de vârsta mea, de vârsta treia, să rămâne voi care... Nu știți cum a fost înainte sau cum asta. Asta e părerea mea. Mehedințenii de toate vârstele sunt sătui de restricții și se așteaptă să fie din ce în ce mai rău. De asemenea, în localitățile cu o incidență mai mare de 7,5, cazuri COVID la mia de locuitori va fi interzisă circulația în afara locuinței după ora 20, iar magazinele se vor închide la ora 18 toată săptămâna.